Bine ați venit la cea de-a doua seară de concurs a Festivalului Național de Muzică Ușoară Radu Șerban. În aceste zile de sfârșit de septembrie ne bucurăm să fim gazda Festivalului de Muzică Ușoară Radu Șerban, care își reia activitatea după o întrerupere de ceva ani, datorită sprijinului necondiționat oferit de Consiliul Local și Primăria Municipiului Caracal. Ne dorim ca această sărbătoare a cântecului să trezească în inimile celor care l-au iubit pe Radu Șerban emoția amintirii celui care a fost și va rămâne în muzica ușoară românească un mare compozitor. Prin organizarea acestui festival, aflat astăzi la cea de-a 14-a ediție, aducem un omagiu de suflet omului și artistului de excepție, fiul al acestui oraș, și sperăm ca festivalul ce-i poartă numele să fie o veritabilă rampă de lansare pentru tinerele talente. Sponsorii acestei ediții sunt Adegaz și Sece Igo S.A. Partener media, Radio România Actualități, Radio România Oltenia Craiova, Olt TV, Evenimentul de Olt, Gazeta Nouă, Ziarul de Olt, Adevărul Caracalean, Observator Caracalean, Gazeta Oltului, Insert TV și Videojurnal Caracalean. Pentru ajutorul și sprijinul necondiționat acordat în organizarea festivalului, aducem mulțumiri Consiliului Local Caracal, Primăriei Municipiului Caracal, Sece Manufactura SRL prin magazinul Grizzly din Caracal, care în această seară asigură ținta prezentatoarei, și detașamentului de jandarmi Caracal. Juriul care va aprecia calitățile vocale și prezența scenică a concurenților din acest an are următoarea componență. Ligia Pavel, consultant artistic la Centrul Cultural Municipal Caracal. Alexandru Simu, compozitor, expert canto, muzică ușoară la Școala de Arte București. Florin Șișu, redactor muzical la Radio România Oltenia Craiova. Viorel Gavrilă, compozitor, dirijor la secția de revistă Majestic din cadrul Teatrului Toma Caragiu din Ploiești. Titus Andrei, coordonator al secției de muzică ușoară la Radio România Actualități, președintele juriului. Vă mulțumim că ați ales să petreceți această seară alături de noi. Vă mulțumim pentru aplauzele care vor încuraja concurenții și care îi vor determina să dea tot ce au mai bun pe scenă. Și prima concurentă din această seară se numește Andreea Claudia Dumitriu. Are 16 ani, este din București și a participat la mai multe festivaluri de gen și a obținut trofeul la Mamaia Copiilor în 2011, premiul 1 la Olimpiada și premiul 2 la Ghiocelul de Aur. Prezintă în concurs piesele Cui pasă de mine, muzică George Grigoriu, text Angel Grigoriu și Romeo Iorgulescu și Simply the Best din repertoriul internațional. Aplauzele dumneavoastră îi vor da curaj Andrei Claudia Dumitriu. Cui
În dragostea mea, Ștefan Mihalache și autor, și a doua piesă e Marfă Tare de Alex Vela. Rădâinea Mihai! Bună seara, Caracas! Fiți pe rodine! Vă auzim pe voi!
dar nu stai și eu. Și pe inimă plin și caut un rapet în mine ca să dau pamea la schimb. De parcă nu mai am timp și nici cuvinte să spun ceea ce simt. Tu unește-mă din voce tare, eu te voi iubi. Mine tot ce aud în timpane, e vocea inimii. O, dacă mă vei supăra, mai dă-te-n dragostea mea. Știi că te voi jura, mai dă-te-n dragostea mea. Yeah.
care nimeni nu uită. Toți artiștii care au venit aici au plecat cu o amintire frumoasă legată de cum știm noi să ne primim oaspeții și cum știm să îi încurajăm și să îi aplaudăm. Pentru că suntem oraș gazdă, nu se putea să nu avem și noi concurenți în acest festival. Aseară a fost Silviu Țugmeanu, urmează încă un caracalean care are nevoie de aplauzele dumneavoastră, se numește Sanda Eduard. Are 16 ani, este elev la Liceul Mihai Viteazu din Caracas. A obținut și el premiul întâi și locul întâi la concursul județean de muzică ușoară Stelele Muzicii în 2012 și la concursul național de muzică ușoară Stelele Olteniei tot în 2012. În concurs prezintă piesele Feeling Good și Spargem Viața, muzică Cheo, text Cheo și Bogdan Marin. Așadar, aplauze pentru Eduard Sanda! Bună seara și bine v-am găsit chiar acasă! Heaven fun, you know what I mean.
Naște-te în uile lumea, măcar o dată pe lună. Hai să evadăm, să spargem gheața, să trăim gheața. Televizor se ceartă, mi-a pus chiar și taxa pe artă. Hai să evadăm, cu zâmbetul larg și-o chitară. Se face lumina afară, vom scoate și criza din țară. Hai să evadăm, să spargem viața. Prima piesă, Mama Du, și a doua piesă, Suflet Gol, Mătălina Manole. Oana Gelber!
Își dorește să aibă o misiune grea pentru că își dorea concurenți foarte buni. Ne va spune mâine la festivitatea de premiere dacă într-adevăr membrii juriului au avut o misiune grea. Câți elevi sunt de la liceul Mihai Viteazul? Cam
cam puțin. Ar fi trebuit să fie aici să-și încurajeze colegii, pentru că urmează un alt concurent din Caracal. Este vorba de Bogdan Șerban. Are 17 ani. A câștigat și el locul întâi și trofeul la concursul Stelele Olteniei. În concurs prezintă piesele To the Moon and Back și Strada, text Constantin Cârjan, muzică Radu Șerban. Așadar, invit în scenă pe Bogdan Șerban. Bună seara,
uitat într-o zi pașii noștri pe asfaltul ei. Astăzi, când tu nu ești aici și o străbați singur pașii mei, te așteaptă în strângi nostalgia să mergi. Din nou să fim fericiți, doar un semn. La ce ne-a păstrat amintire întregi. Știe, știe cine-a legat și vrea să desfaci. Strada cu mine să merge, mă întreabă dacă ai venit. Vede că tot farmecul ei fără tine s-a risipit. Te așteaptă-n stele lungi, nostalgia s-a lungi inima mea. Din nou să fim fericiți, doar un semn să trăiți atât vreau. Strada a îmbrăcat strai de frunte ce-a primit. Parcă știe ceva ce eu încă nu am aflat. Oare, oare azi noapte o stea te-a vestit că eu neîncetat. Te așteaptă stele lungi, nostalgia s-a lungi din inima mea. Din nou să fim fericiți, doar un semn să primiți. Nostalgia s-a rugi, din nou să fim fericiți, doar un semn să primiți, atât ar vrea. Unfaithful. Eliza Stoica! Thank you.
Festivalul nostru se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 25 de ani dornici de afirmare. Ne bucurăm să vină la Caracal cei care doresc să-și facă un nume în muzica ușoară românească. Concurenta următoare se numește Rodica Tudor, este din Mărginenii de Jos, județul Prahova. Are 23 de ani, este studentă la a doua facultate, Facultatea de Drept, a absolvit Facultatea de Litere, și are în palmares foarte multe premii și cu siguranță vrea să plece și cu premiul festivalului nostru. A obținut trofeul Mamaia în 2012. La festivalul Trofeul Tinereții Amara 2012 a obținut premiul întâi. A mai obținut trofee la festivalurile Flor de Mai din Călăraș în 2012, festivalul Florentin del Mar, Ghiocerul de Aur și Iulian Andreescu. Astea sunt numai câteva pentru că n-aș fi avut loc pe foaie. Concurenta va interpreta în concurs piesele Să mori de dragoste rănită, muzica Marcel Dragomir, text Aurel Storin și Hora din Moldova, muzica Veceslav Daniliu și text Andriu Haștiu. Invit în scenă pe Rodica Tudor. Amintire, spunea, e bun.
fost plină de măpăi, revărsată peste gări. Shai-la-la-la și zborul, shai-la-la-la, zice dorul, dans de fond, al iubirii jor, e ora din Moldova. Când te iubești, te răspoasă, când te gândești, însă viață toți cu foc, se avântă în joc, e cu noroc. Just the things you do to me.
dor de voi, am avut multe concerte aici la voi, în Caracal, foarte multe de-a lungul anilor. De fiecare dată m-am simțit bine, am găsit aici oameni frumoși, minunați, cu suflete mari și dor niște distracțiune, așa? În seara asta am pregătit un super show pentru voi, Carnaval Show se numește, pentru că e plin de culoare. Are multe, multe piese frumoase, hituri, vechi, noi, costumați, dansuri, un spectacol de revistă, cum n-ați mai văzut. N-o să vă plictisiți, sigur o să vă placă. Da? Chiar îmi place să zic eu spectacol de revistă, pentru că nu doar se cântă, se și dansează, se schimbă costume, e foarte frumos. Mulțumesc din suflet organizatorilor pentru invitația, haideți să aplaudăm tare, tare. Eu mulțumesc din suflet că m-au chemat, pentru că asta n-am ocazia să, arăt, să vă arăt noul meu show. Avem acolo juriu, nu? Stai că nu vede referentul ăsta. Unde? Unde-i juriu? Uite, nu am văzut. Unde-i juriu? S-au ascuns pe aici undeva. Dragii mei, foarte frumos festivalul. Am auzit mai devreme niște voci foarte, foarte bune. Așa că dați-mi voie să vă aplaud. Chiar sunt oameni foarte, foarte talentați. Așa că va fi foarte greu la jurizare, da? Îi aplaudăm pe toți concurenții, da? Îi aplaudăm tare, tare, pentru că au voci puternice, voci foarte, foarte bune. Și sper din tot sufletul să reușiți în carieră, să reușiți ceea ce vă propuneți. Dar să știți că e greu. E greu să te lansezi, dar mai greu e să te menții peste ani. Dar cu muncă, talent și perseverență, când o ușă se închide, intri pe geam, poți să reușești. Așa că urez multă baftă și continuăm show-ul seara asta. Și n-am venit singurică, singurică, doar cu fetele pentru băieți. Am adus un băiat talentat, carismatic. Fetelor, am un băiat pentru voi. Am un băiat dansator, foarte talentat. Este vorba de băiatul cu care am făcut performanță în România la dansul pentru tine, am luat drumul în timp. Am luat și locul 2 în Mexic la campionatul internațional de dans. Da, e tânăr, singur, neliniștit, așa că fetelor, puneți ochii pe el. Și vine ei să rupă scena în două. Aplauze pentru Petrișor! Thank you.
mai sexy iepuraș. Vreți să vedeți iepurașul mei? Mai tare, nu vă aud. Vreți să vedeți iepurașul mei? Atunci aplauze pentru ei! Mie-mi plac nemernicii. Mă
ești minor, nu poate să-mi placă de tine. Ce te-ai ridicat așa? Nu poți să fii nemernic așa mic. Trebuie să mai crești. Când o să crești, o să fii nemernic, așa-ți bărbații nemernici. Da, stai, îmi place, îmi place. Important e că vă place și vouă, da? V-a plăcut carnavalul? V-au plăcut iepurașii? Da. De Petrișor v-a plăcut? Păi atunci, atunci, să vină Petrișor înapoi și să danseze un dans autentic românesc. Suntem români și trebuie să dansăm românește, da? Și vine împreună cu o călușăreasă, sexy și frumoasă, Cristina, și împreună dansează călușarii! Ha, ha, ha!
atunci. Uite, cei mici din față, nici nu erau atunci când s-a lansat piesa asta. Mă bucur că n-ați uitat-o, mă bucur că m-ați știți. Mai cântăm la refrenul? Dar e musai să facem și coreografie. Fiți atenți, deja știți, de două ori cu capul dreapta, de două ori cu stânga, asta e flec. Un flec mai ciuruit. Nu, deci fiți atenți, continuăm. De două ori dreapta, de două ori stânga, dar continuăm. Mestecăm în mămăligă și dăm din burtică. Nu din coate sau din altceva. Hai, vreau să văd, să vă aud cum cântați și să vă văd cum dansați. Hai, 1, 2, 3 și liber.